Grav accident în Satu Mare. Un tânăr de 29 de ani și-a pierdut viața după ce mașina pe care o conducea a fost spulberată de un tir. Deși salvatorii au ajuns rapid la fața locului, bărbatul nu a mai putut fi readus la viață. Accidentul s-a petrecut la ieșirea din orașul Satu Mare. Tânărul se îndrepta spre casă, dar la un moment dat a pierdut controlul autoturismului. A intrat pe contrasens și s-a izbit de un tir ce venea din sens opus. Impactul a fost extrem de puternic. Cei doi bărbați care se aflau în cabina tirului au scăpat cu răni ușoare, dar tânărul de 29 de ani a murit pe loc. Echipajul de descarcerare l-au scos din fiarele contorsionate ale mașinii, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. Ce probleme? Fața mea. Din cauza accidentului, accesul spre Vama Pete a fost blocat mai bine de o oră și jumătate. În urma etilotestului a rezultat că șoferul tirului nu consumase băuturi alcoolice.